Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei care sunteți cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în semnul Racului. Etalare pentru octombrie, eventual dacă vreți să fie până în noiembrie, alegerea voastră, poate să fie și până în decembrie, timpul e fluid. O etalare foarte scurtă despre mesaje scurte despre voi în cuplu. Unii dintre voi, să zicem, unii, să specific de câte ori pot, unii dintre voi în cuplu, unii dintre voi singurei și singurele și despre voi, unii dintre voi în relație cu toate zodiile. Scurte, scurte mesaje. Am amestecat cărți, de la le mai amestec o dată. Raci, raci, ia uite, unii dintre voi aveți de-a face cu cineva născut în semnul gemenilor, că am vrut să zic gemeni, balanță sau vărsător. Dar suntem sub semnul balanței. Balanța ar trebui să-și găsească echilibru, ar trebui să vă găsiți echilibru mental, teoretic, așa ar fi frumos. Ia uite, chiar despre voi vorbeam, da? Faetonul, varianta voastră superioară, da? În care sunteți determinați să vă urmați destinul. Chiar dacă știți că trebuie să așteptați. O, așteptați o mare preoteasă sau așteptați voi? Oh, da, frumos! Voi să deveniți mari preoți, mari preotese. Mari preotese e un subiect foarte complicat și foarte frumos. Poate cândva îl vom avea împreună. În secret, vreți să vă construiți. Da, vreți să acționați. Pentru echilibrul vostru mental, bucuria voastră, întâlnirea voastră cu sufletul pereche și mai presus de toate, cum am zis, vreți să mergeți către destinul vostru, misiunea voastră spirituală. Și pentru asta trebuie să fiți în echilibru mental, să vă centrați ca să pătrundeți exact prin această coroană. Interesant, este cu a șaptea ceacră. Trebuie să vă centrați, să vă curățați energetic. Frumos. Curățați-vă energetic ca să manifestați dreptate, victorie, adevăr în viața voastră. Răcușori, răcușoare, cuplu, octombrie, soare, lună, Venus, ascendent și ce mai vreți voi să fie. Ok. 3, 7, 3. Ce fi zis? 3 cărți? Da, asta vreau să zic. Mercur retrograd. Sau poate pur și simplu sunt eu mai visătoare când vorbesc de raci. De unde? În fine. În cuplu. 7 de bâte, 9 de monede și 6 de monede. Iată și am uitat să-mi iau ochelarii, dar nu cred că e nevoie, totuși. E vorba de o situație în cuplu în care trebuie să vă, pe de-o parte, trebuie să vă redresați financiar, poate că unii dintre voi, poate, pentru că există cuvântul poate și în etalări. Da, poate că unii dintre voi așteptați Mercur retrograd, așteptați finanțare din partea cuiva, așteptați să vă echilibrați, redresați financiar și trebuie să vă luptați, să vă păziți resursele, victorile. Să vă mențineți verticalitatea, să vă mențineți ce să vă mențineți? Să vă mențineți frumoși, că este Venus, da? Ca să vă mențineți și echilibru în relație. Am vorbit inițial de echilibru financiar, dar poate să fie și echilibru emoțional, pasional. Senzual, pentru că cineva trebuie să rămână frumos, frumoasă. Ia, stai să vedem ce mai simt eu. Unii dintre voi, că vă place, că nu vă place, pentru că există un triunghi aici, că o fi amoros, că o fi colaborări, sunteți atrași de un personaj care este singurel și singurică. Sunteți defensivi sau poate că sunt ei defensivi, însă există această atracție, pentru că Venus reprezintă atracții, da? Venus reprezintă ce ne place. Poate că aveți un Venus în semn de pământ, posibil, mai mult sau mai puțin. Dar nu contează, vă atrage. Vedeți roșu în fața ochilor când vedeți acest personaj, chiar dacă vorbim de cuplu. Dar
Asta pentru că totuși apar trei persoane. Și atunci când apare acest personaj, nu mai aveți timp de persoana cu care a stat până acum. Sau v-ați mai face timp și pentru o a treia persoană. Pentru unii. Nu obligatoriu să fie pentru toată lumea. 8 de cupe. 8 de cupe. Cineva vrea. Ia uite, chiar vreți. Vreți să plecați. Vreți să plecați la drum. Să călătoriți. În primul rând, într-o direcție 8-9, iar 9 poate cineva vă inspiră, că preîmpărăteasa poate să inspire și aveți aici 8 și 9. Mergeți către 9 de cupe, satisfacții emoționale și profesionale. Cineva vă inspiră să mergeți, să lăsați în urmă ceva ce nu vă priește. Prieteni, joburi, case, locuri, rude, whatever. Și vreți să mergeți? Determinați către destinul vostru. Interesant că a reapărut această idee. Însă, până acum ați fost probabil unii dintre voi defensivi. Sau foarte posibil aveți pe cineva în preajmă foarte gelos. Partenerul, partenera să fie gelos pe o asemenea idee, posibilitate. Cineva apare brusc în viața voastră, un eveniment, o veste neașteptată, cavalerul de spade. Vorbește despre o situație neplăcută. Dar care a fost înțeleasă dintr-o altă perspectivă, a fost vindecată. Să mai vedem. Hai să și clarific. Clarificăm 7 de spade. Nu de spade, vreau să zic. Cineva fuge și minte. Ha, că tot am zis. 7 de bâte. Clarificăm 7 de bâte. Unde dintre voi aveți în cuplu un personaj? Iau te, regina de cupe și ce mai e? Și 4 de monede. Unii dintre voi aveți a face ori cu un semn de pământ care este foarte rigid. Asta chiar asta vreau să zic. Unii dintre voi aveți un partener foarte defensiv și voi aveți nevoie de cu totul altceva. Balanță, Venus, aveți nevoie de un anume tip de echilibru emoțional și estetic, o anume deschidere. Până la echilibru e vorba de deschidere. Regina de cupe, 4 de monede. Hai să zicem așa. 2. 9 de monede. Dacă regina de cupe sunteți voi, evident că dacă sunt multe posibilități ca să fiți voi, 9 de monede, care aveți de-a face cu cineva semnul taurului, în mod special, născut în aprilie asta, personajul probabil care are marcaj în semne de foc, dar devine foarte defensiv. Și are o atitudine destul de rigidă și geloasă. Și atunci, dacă ați fost într-un cuplu, da, se dezechilibrează situația și vă doriți să fiți singuri, singurele, că e mai bine decât cu cineva rigid și gelos. Da, magicianul. Simțiți că ați fost manipulați de cineva cu marcaj, nu zic să ai marcaj în semne de pământ sau un gemeni. În fine. 9 de monede. Clarificăm 9 de monede. O, ce frumii, frumii, regele de cupe. Ia ce frumos. Cuplu, cuplu, dar știți că acest cuplu poate să fie perioadă lungă sau scurtă. E un cuplu. Eu nu am stat acum să zic dacă sunteți oficiali sau neoficiali. De cât timp sunteți în cuplu? Un cuplu. 6 de monede. O, moartea. Dacă a fost un triunghi într-o formă sau alta, a apărut, chiar așa, insinuant, se rupe, se distruge acest triunghi, se distruge. Acest dezechilibru trebuie să moară ca să vă regăsiți echilibru. Evident, logic, s-a plâns, ok, s-a plâns, se ia de la capăt, se începe vindecarea și mergeți mai departe. Good luck! Have fun!
Au fost niște argumente, v-ați simțit un pic izolați, stagnant, însă apare trezirea, soarele. Apare soarele într-o formă sau alta. Deci, dacă voi sunteți aici, apare partenerul vostru divin, să zicem, sau perechea voastră ideală. Dacă aici sunteți în perechea voastră ideală, perechea voastră ideală vă inspiră să vă concentrați pe reușitele voastre profesionale, nu pe tradiții care vă țin pe loc, nu pe o atitudine defensivă. Dacă sunteți în legătură cu un alt semn de apă, acesta vă inspiră, așa simt, că regele oricum este un pic mai sus, ca și grad, neapărat ca și valoare, ca și experiență, poate chiar ca și vârstă. Cineva este o leacă mai sus decât voi, dintr-o altă perspectivă. Sau, ca să nu vă jignesc cumva, nu musa e mai sus. Vede lucruri din perspectiva masculinului, să zicem, da? Și vă învață pe cele, în mod special, doamnele, care a stat în acest, niște concepte învechite. N-ați reușit să vă deschideți sufletul, inima, din cauza unor experiențe personale cu unii, cu alții, sau pur și simplu așa ați fost învățați, ați fost mai defensiv, da? Cine s-a apropiat de voi, imediat primea câte una după ceafă. Acest personaj central, regele de cupe și nouă de monede, vă inspiră să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă ridicați privirea către cer, nu să stați cu moneda în brațe, nici să stați să vă luptați cu toți cei care vin spre voi, să vă concentrați pe reușitele voastre profesionale. Nouă este creștere, creștere spirituală. Posibil pentru unii să fiți, să vedeți pe cineva cu marcaj în peștrac, scorpion și în fecioară sau alt semn de pământ. Dar o variantă mai bună decât cea de aici. Adaptați-vă mesajul. Și dacă a fost cândva un triunghi chiar și insinuant, acesta se distruge cu moartea. Apare transformarea. Transformarea este necesară ca să vă regăsiți echilibru în cuplu. Am zis că s-a plâns, că se vrea un nou început, un nou stadiu în relația voastră, vindecare, mergeți mai departe, depășiți problemele financiare, argumentele, geloziile, pot să fie și gelozii externe, evident, neapărat în cuplu, depășiți. Cuplu divin și moartea înseamnă că acest cuplu se transformă. Poate această transformare să fie și faptul că vă găsiți partenerul. Sau vă stabilizați în acest parteneriat. Evident că poate să varieze totuși, o etalare extrem de generală, mesajul extrem de scurt. Vedeți și voi ce și cum. Ce și cum. Rezonează în viața noastră. Dar de ce s-a întâmplat chestia asta? Nu știu. În fine. Răcușor și răcușoare, singure și singurele. Hai să facem așa. Răcușor și răcușoare, singure și singurele. Iar a apărut cartea asta. Nu prea îmi place mie cartea asta. Cavalerul de spade, asul de monede. E bine. Măcar asta e frumos. Răcușor și răcușoare, singure și singurele. Poate că unii ați avut de-a face cu cineva marcaj, nu zic numai semn de pământ, marcaj în semn de pământ, o atitudine încăpățânată, materialistă, dogmatică, știu ce zic, oarecum egoistă, care ținea prea mult la tradiții. Ceva se întâmplă, o ceartă, o discuție, un argument și cătați în altă parte, încercați să vă căutați norocul, dar vine, nu că-l căutați voi, vine. Vine dintr-o altă direcție, vine în primul rând pe 5D, pe calea astrală. Îngerii vă dau soluția, ori vă arată un alt proiect pe care să vă concentrați atenția, ori vine cineva stabil, creativ, care strălucește, interesant, această monedă. Ce frumos, are o aură. Este un personaj care vă poate da stabilitate, cu care puteți crea, puteți avea mult succes, chiar dacă va trebui să treceți prin multe greutăți, va trebui să înfruntați multe pentru a crea această stabilitate. Însă acest
personaj are o aură specială. Are o valoare specială sau dacă n-ați sesizat-o, o să aibă o valoare cu totul specială. Însă, acum, primiți niște vești sau aveți discuții cu acest personaj încăpățânat și 4 și cu 5 și cu 1, 5 înseamnă separare, răcirea relațiilor. M-ați înțeles? Ia uite, sunteți voi rege de cupe, 10 de cupe, un ideal. Vreți să vă construiți acest ideal posibil, un alt semn, da, acest alt semn de pământ și nu e obligatoriu să fie alt semn, poate să fie alt semn de apă, că aveți 10 de cupe. Vreți să începeți un nou capitol în viața voastră și să lăsați, da, să-i lăsați pe cei taur, în mod special, sau marcaj în semn de apă, cei care vă țin într-un mental sau niște tradiții rigide. Rigide. Vreți altceva, un nou capitol în viața voastră. Vreți să manifestați, un idealul vostru, relația voastră ideală. E frumos dacă vreți așa ceva. Eu vă susțin să luptați pentru idealurile voastre. Întotdeauna să susțin așa ceva. N-am cum. Valetul de monede. Probabil că unii dintre voi vreți să și sunați pe cineva sau așteptați un telefon sau cineva vă sună, în fine, un telefon, poate vreți să invitați pe cineva în oraș. Ah, poate este cineva la distanță, că văd lumea, care vă gândiți obsedant pentru unii dintre voi, da, alt mesaj pentru unii dintre voi, este un personaj care vă umple cupele, da, la care visați 10 de cupe, la mare distanță cu lumea. Și vă faceți griji cum să manifestați o relație. Știți că este o relație foarte spirituală între voi doi, o conexiune profundă între voi doi și nu știți cum să schimbați energiile. Dar o să se schimbe, că apare și asul de bâte. O să vă întâlniți la un moment dat cândva și o să apară scântei și din scântei se naște Phoenix-ul. 4 de monede, clarificăm, te rog frumos, 4 de monede pentru, cine vorbesc acum, pentru răcușorii singure și singurele. Judgment Day. Da, se distruge totul cu acest personaj, eventual, dacă nu e vorba de personaj, să fie tradițiile în care ați fost crescuți, dragii mei, pentru că suntem în 2020 și unii poate aflați despre suflete gemene, despre flăcări gemene, despre suflete perechi, la 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 la, și începe și vă ascultați intuiția și vreți să renașteți într-o nouă direcție, către lumină, da? Nu vreți să stați îngropați în tradițiile astea și nici în obsesia pentru bani și pentru stabilitate, că e o falsă stabilitate, că oricând așa zisa stabilitate poate fi distrusă, da? De un Judgment Day. Și atunci, dacă tot poate fi distrusă, n-ar fi mai bine să ne transformăm noi ca să fim altfel? Ia uite, pasiune la distanță. La distanță. Pentru unii. La distanță. Există multă pasiune pentru cineva cu calități de conducător sau care iese în evidență, însă vreți să controlați discuția, vreți să aveți o discuție ori voi, ori ei. Regina de bâte și regele de bâte. Multă, multă pasiune, chiar dacă sunteți voi rași, probabil că aveți niște planete prin leu. Cavalerul de spade. Ia să vedem. Spade. Ce vrea să zică? El de multe ori vorbește, nu că nu gândește, nu și alege cuvintele, nu că nu gândește, foarte extrem de isteț, dar nu și alege cuvintele. Nu-i diplomat. Am zis, o discuție cu acest personaj, 4 și cu 1, 5, am zis bine până la urmă, dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu treaba voastră. Deci, o discuție cu acest personaj... Poate prea sinceră, cavalerul de spade, asta e calitatea lui, că e de multe ori prea sincer. Și orgoliu cuiva probabil a fost rănit, da, orgoliu, că acest personaj e foarte orgolios. Și asta e. Totul se întâmplă ca să se schimbe și să vă regăsiți spiritualitatea. Ia uite, aici este o biserică, judgment-ul, îngerii. Să mergeți mai departe, lăsați în urmă argumentele, luptele. Concentrați-vă, cum am văzut și la cuplu, pe creșterea voastră. Astfel de monede. Money, 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 money. Money, 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 money. Astfel de monede, răcușor și răcușoare. Ți-a
sfârșit vă și ocupe. A, sfârșit, să nu vă împătați de fericire dacă aveți vreo reușită financiară, da? Puneți bine banii deoparte că vine criza financiară. Dar, printre prietenii voștri, există cineva care vă place, vă atrage, că, a, interesant, aura asta, strălucește într-un mod special, a, și chiar dacă nu este, a, interesant mesaj, chiar dacă nu este printre prietenii voștri, acest personaj, acest as de monede, care vine ca și un potențial, dacă vreți să-l luați bine, dacă nu treaba voastră, ca și un potențial, acest personaj strălucește între prieteni sau în mulțime, poate zic grupul lor de prieteni, și iese în evidență, într-o formă specială. Într-o formă specială, nu, formă, într-o aură specială, într-o energie specială, ce frumos. Dacă toată lumea se îmbată, acest personaj își menține echilibru. Dacă toată lumea. Da. O să vă întâlniți la un moment dat, cât de curând, cu acest personaj și chiar dacă nu vă gândiți, nu vă întâlniți, pentru că trei înseamnă și comunicare, veți comunica într-o altă formă. Ah, da, uite, la distanță. Dacă sunteți la distanță, e foarte posibil să mai întârzi această întâlnire, că știm bine că sunt restricții. Ar fi o minciună să spun că nu vă întâlniți. Însă începeți un nou capitol. Începeți un nou capitol. Da, au fost minciuni, au fost dezamăgiri, au fost, dar toate s-au transformat. Moartea, da. Și toate s-au întâmplat, obsesiile, dezamăgirile, minciunile, călătoriile, du-te vino, toate s-au întâmplat pentru că unii dintre voi n-a stat în apropierea celuilalt, a fost o relație la distanță pentru unii dintre voi. Și când o relație la distanță, asta se întâmplă, întâmplate. Însă, chiar dacă n-a fost la distanță, situația aceasta sumbră prin care unii dintre voi ați trecut și poate nici nu are legătură cu prietenii sau cu amorul, are legătură cu viața voastră personală, profesională. Chiar dacă nu s-a întâmplat nimic la distanță, vreți să încheiați un capitol, să începeți un nou. Da, vreți transformare, vreți să investiți, să luptați, să lucrați pentru această flacără geamănă, pentru sufletul vostru pereche. Da? Vreți să renașteți din niște tradiții? Să, a, ce frumos să nu dintr-o relație karmică. Relațiile karmice sunt și ele, de o anumită durată. Chiar dacă vorbesc despre singurei, că tu v-ați separat de cineva. Asta e o carte a separărilor. Ca și lumea, ca și moartea. Da, în fine. Hai să vedem cu cine rezonează și următoarele mesaje. Okidoki. Să prind un bețișor. Prind un bețișor. Dacă pică, pică. Știți ce scrum? Ia uite, sunteți în tăcere cu cineva? Oare? Deci răcușor cu berbec. No! Of, berbecul. Vrea atenție? Sau oracul vrea atenție? Cine vrea? Oracul berbec. O dată, de două ori, de trei ori. Oh, dar ce de bâte, ce de pasiune. Posibil pentru unii raci cu berbeci, n-am cum să nu zic, să fie o relație peste o apă, peste un drum, să aveți drum de făcut, cineva vrea să vină și cam vine cam greu sau vrea să primească atenție, în fine. Este nevoie de o altfel de comunicare, o comunicare în care anticipați ce vreți să faceți, nu relaționați așa pur și simplu, că dacă anticipați ce vreți să faceți, ce victorii vreți să aveți în cuplu, atunci vă puteți și zbate pentru victoriile astea, da? Acum, foarte posibil unul dintre voi, unul, nu zic care, voi știți, să aveți, unul dintre voi să aibă o atitudine oarecum mai prețioasă, să zicem, mai prețioasă și să atragă atenția și atunci celălalt, dacă vrea să manifeste ceva împreună, să trebuiască să lupte pentru acest personaj. Pentru că aici apare concurența, personajul ăsta atrage atenția, da? Și asta aveți nevoie de, poate și trebuie să așteptați, a, trebuie să și manifestați adevărul, trebuie să comunicați.
Ați așteptat, ați așteptat? Ați așteptat, da. Ați așteptat. Situație secretă. Unii dintre voi probabil că v-ați întâlnit la locul de muncă, în care unul muncea și altul, da, atrăgea atenția. Însă, împreună există posibilitatea de a crește. Dar trebuie să așteptați, trebuie să intuiți, să vă conectați la energia voastră superfeminină, da? Marea Preoteasă și Împărăteasa, ca să puteți avea parte de adevăr, de succes, de victorie în această relație. Cineva ar vrea să vină, dar trebuie să se lupte pentru această întâlnire. Mic. Ah. Ok. Rac cu... Cine făceam? Cu Taur. Rac cu Taur. Odată. De două ori. De trei ori așa. Ok. Rac cu Taur, mă. Rac cu Taur. Ah. Doamnă, că tocmai am vorbit cu tine. Rac cu Taur, dezamăgire. Failure. Ce să mai... Dezamăgire mare. Trei de spade. Poate că a apărut și o altă persoană. Poate că a apărut cineva cu marcaj în semn de aer, mai mult sau mai puțin. Poate personajul respectiv sau unul dintre voi ați avut semn de marcaj în semnul gemenilor, da? Și poate ați spus într-un fel ceva, ați spus un adevăr și a deranjat, cineva a fost deranjat și rămâne în această vibrație deranjantă, celălalt își vede de victoria lui. Cine vrea să rămână în vibrația asta, să rămână. Adevărul uneori trebuie spus, chiar dacă doare. Chiar dacă doare. Asul de spade și regele de spade. Poate că ați fost mai... Care o fi fost, nu contează. Cine a spus adevărul, rămâne în poziția lui. Și foarte bine. Și foarte bine. Cine vrea să rămână rănit, să rămână rănit. Ideea este că dacă uneori adevărul doare, trebuie să-l acceptăm și să ne vindecăm de aceste traume și sensibilități. Apare magicianul, cineva chiar a, probabil, cu trei de spade și nu probabil, mai mult ca sigur, a încercat să manipuleze situația și regele de spade a văzut. Care o fi fost, că ați fost voi, posibil, unii raci au văzut în această situație un posibil trișer. A spus adevărul, a manifestat dreptatea și uite așa începe să vă vindecați. Care este dezamăgit se va vindeca. Și chiar dacă nu sunteți dezamăgiți, veți, manifestând adevărul, veți atrage și dragostea adevărată, da? Veți atrage dragostea adevărată. Da, apare împărăteasa, semnul taurului, apare și o balanță, apare oricine altcineva aici cu care puteți avea creștere după ce unii dintre voi v-ați consumat, unii v-ați consumat la locul de muncă, v-ați făcut griji într-o relație din trecut, din copilărie. Atrageți de voi. Însă, dragii mei, nu mai trageți de voi, concentrați-vă pe creșterea voastră spirituală ca să vină și acest as de cupe. Să manifestați această dragoste adevărată, să manifestați vindecarea voastră, stima față de voi. Asta înseamnă împărăteasă acum, așa le văd. Schimb mesajul, da? Rac cu gemenuți. Răcușor cu gemenuți. Ia să mai vedem. Odată, de două ori și de trei ori, răcușor cu gemenuți. Șansete. Oh, drăgostiții. Oh, cinci de spade și doi de pâte. Cândva am fost îndrăgostiți, dar între timp a apărut o energie destul de stresantă, un stres mental, argumente, v-ați certat că nu vă potriviți.
S-a apărut cineva din partea unuia dintre voi, a intervenit, semn de aer nu e obligatoriu, alt semn de aer, mai mult sau mai puțin, nu contează asta, poate să fie și un semn de foc, nu asta contează. Cineva a intervenit cu gelozii, cu jocuri mentale și s-a distrus această armonie, atracție, rac cu gemeni. Și acum trebuie să alegeți, lăsați această relație în urmă, vă faceți planuri de viitor, mergeți într-o... Nu o să stați în energia asta, asta e clar, că nu e cazul să stați în argumente, în jocuri mentale. Da, cineva e supărat. Plânge. Dar nu mai plângeți, luați-vă sabia dreptății și mergeți cu încredere. Oh, și ce de valeți, mergeți cu încredere. Și exprimați-vă altfel. Aici e iar o chestiune de exprimare. Exprimați-vă altfel. Deveniți un pic mai defensivi cu anumite persoane și transformați-vă, alchimizați-vă. Ia uite, regele de cupe, racul. Transformați-vă viața. Că sunteți voi, că sunt ei, poate să varieze. Trebuie să alegeți. Sunt două cărți care reprezintă alegerile. Evident, nu aș vrea să alegeți certurile, argumentele, jocurile mentale, nu. Alegeți creșterea, alegeți globul. Probabil că unii dintre voi sunteți chiar la distanță sau trebuie să călătoriți undeva să manifestați sau trebuie să învățați să aveți, vă dau mai multe variante, să anticipați, să aveți viziune. Că altfel, dacă stați pe loc, nu se întâmplă nimic. Apar norii și încep certurile. Deocamdată cam atât. Mai vedem și data viitoare. Mai vedem și detaliile personale. Ia ca așa. Stai să le scot. Le pun frumos. Deci am făcut ce eram la rac, rac cu gemeni, rac cu rac. Știu niște raci într-un cuplu. Nu ascultă ei tarot și poate e mai bine și nu ascultă pentru că sunt foarte bine împreună, cel puțin așa arată în public. În realitate, nu știu, dar în public arată bine împreună. Rac cu rac. Drac cu drac. O dată, de două ori, de trei ori. Că tot ziceam că sunt bine, în aparență. Rac cu rac. Pentru unii poate a intervenit un semn de aer între voi. V-a manipulat și trebuie să încheiați acest ciclu. Poate au fost niște contracte în care ați pierdut niște lucruri și trebuie să vă refaceți financiar, să începeți un nou proiect. Hai să mai dau și astfel de mesaje. A fost un contract, da, în care ați pierdut, în care ați eșuat total. Fost blocați. Ia uite, am vorbit de Mercur, de contracte. Probabil că aveți marcaj în semnul geminilor, că apar spade și apare și Mercur. Ați avut opțiuni și probabil că iar e un contract. Nu ați ales, eu știu, varianta cea mai bună în acel contract. Trebuie să renașteți. Judecata apare, da? Apare și 10 de spade. Trebuie să încheiați un ciclu karmic în care v-ați mințit pe voi. Unii dintre voi v-ați mințit și ați fost profund răniți și dezamăgiți. Dar, ca acum aceste minciuni, poate să țină de familia din care vă trageți voi, da? El sau ea, da? Iar poate să varieze. Niște minciuni la locul de muncă, iar poate să varieze. Ideea este că trebuie să începeți o nouă etapă în viața voastră. În cuplu, ori separat, iar variază. Pe să manifestați un moment de alegere. Ce alegeți? Stresul mental sau alte opțiuni care pot, da, sau alte culori, au alte culori, pot să vă schimbe viața, măcar pentru o perioadă. Oh, da, ce frumos! Trebuie să renașteți. Trebuie să renașteți clar, să vă detașați. 7-6, 6, vă detașați mental de această minciună care v-ați spus-o la un moment dat și să luptați pentru idealurile voastre. Acum, la ce se referă acest mesaj, iar vedeți voi la ce, cum rezonează în viața voastră. Rac cu rac.
Rac cu leu. Răcușori. Uf! Răcușori. Cu leuți. Leuțe. Cu răcușori. Răcușori cu leuțe. A, 6 de spade. Am luat două? Nu contează. Puf. Ia să pun așa. Judecata. Și voi trebuie să renașteți. Probabil că aveți marcaj în semnul racului, că și la rac cu rac a ieșit un pic cam trist. Însă, da, să renașteți către 10 de cupe, către soare, că vorbeam de soare, soarele, leul, cei cu marcaj soare în, soare în rac și soare în leu. Trebuie să renașteți, să vă regăsiți, să alegeți, să vă mențineți stabilitatea, frumusețea, echilibru, empatia, compasiunea, în pofida greutăților prin care ați trecut. Rac cu leu. Teoretic ar fi energia feminină cu divină, cu energia feminină masculină. Divină. Teoretic ar trebui să vă susțineți. O legătură spirituală între voi doi. Dacă reușiți să treceți, să vă detașați mental de niște traume, de niște dezamăgiri. Dacă vă lăsați, dacă mergeți către o atitudine extrem de tradițională și de fixistă, că marele preot poate fi, și am zis și împăratul, poate fi foarte încăpățnat, da? Dacă nu faci ca mine, asta e, e judecat, da? Judecat, ca să face biserica. Biserica judecă. Nu. Dacă vreți trezire spirituală și ideal și frumusețe, trebuie să fiți altfel. Nu știu pentru cine citesc acum, dar citesc pentru cineva, clar. Dacă manifestați o atitudine tradițională, extremistă, fundamentalistă, da, o să ajungeți la decepții. Dacă înțelegeți că aceasta e o legătură spirituală și atunci trebuie să gândiți, să vă ascultați intuiția, îngerii și să renașteți în această legătură, puteți să vă vindecați. Puteți să aveți și bucurii. Bine, evident, depinde și de sinastria noastră, voastră. De sinastria voastră. Eu le-aș pune așa. Lăsați în spate decepțiile și mergeți către creștere spirituală. Eventual căutați pe cineva, există cineva în viața voastră, unul dintre voi, poate, este mai spiritual și atunci trebuie să îl învețe pe celălalt să-și regăsească lumina, verticalitatea. Unul are autoritate la locul de muncă, are puterea de a conduce, de a conduce în cuplu, într-un alt fel, inspirat de divinitate. Există și varianta pozitivă, evident, a marelui preot. Vedeți și voi cu ce rezonați în acest mesaj. Ok, ce făceam? Făceam rac cu fecioară. Rac cu fecioară. O dată, de două ori, de trei ori, așează-te. Rac cu fecioară. Unul dintre voi, la capătul setului de cărți, văd atracție fizică, văd victorie, văd creativitate, văd pasiune. Dar văd și un personaj care lasă în spate inimi frânte. În fine. Văd un personaj care lasă în spate inimi frânte. Aventuros. Care o să fie aici? Unul dintre voi trebuie să lase în spate niște cupe goale, prieteni, relații, știți și voi ce, și să mergeți către 9 de cupe, către 8 de transformare, mergeți către 9, creșterea voastră emoțională și spirituală, că avem temperanța. Trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați mental, să vă găsiți
Echilibru după o poveste neplăcută. În această călătorie va trebui să faceți o perioadă de pauză, să vă dați timp să meditați și la greșelile voastre, nu ale celuilalt, că de adesea proiectăm pe ceilalți ce vrem noi să se întâmple. Și persoana respectivă nu se ridică la așteptările noastre și uite așa rămânem dezamăgiți. Nu mai aveți așteptări care o să fie aici de ascultați, nu mai aveți atâtea așteptări. Concentrați-vă, dragii mei, pe spiritualitate, da? Pe îngerii voștri, uite, apar și aici, apare și aici, da? Pe creșterea voastră, pe misiunea voastră, pe curățarea voastră emoțională. Rac cu fecioară. Da, este un cuplu. Este un cuplu. Însă, cărțile astea pot să însemne foarte mult. Și asul de spade și regina de băte pot să însemne foarte mult. Și balanță, este nevoie de justiție într-o atitudine, poate prea jucăușă. Este nevoie de echilibru, de victorie, de adevăr, într-un stil de viață. Trebuie vindecat. Vindecare emoțională, mentală, energetică. Cum? Ce facem? Adică ce fac eu? Oracul, răcușorul. Răcușorii cu balanță. Balanțele care au fost cam reci sezonul ăsta, vă rugăm balanțelor, fiți mai calde, vă rugăm, că mi-e frig. Rac cu balanță? Atunci hai să luăm de aici. Balanța a apărut. Balanța. Într-un fel sau altul vă echilibrați, nu? Unul poate oferă mai mult și celălalt primește. Glumesc. Ideea e să oferiți cât primiți. Da? Trebuie să existe un echilibru, că dacă nu există echilibru, nu se poate manifesta adevărul. Racul se simte atras, are o chimie specială pentru semnul balanței. Nu obligatoriu că balanța reprezintă de fiecare dată asul de spade, dar de bine de rău este un semn de aer aici. Da? Puteți să aveți un început. Poate sunteți la început de relație unii dintre voi, chiar dacă nu sunteți la început, puteți manifesta victorie. Trebuie să alegeți oricum. Trebuie să alegeți să comunice. Ce frumos, că tu vorbeam de Mercur retrograd, ce avem și trei. Aici trei înseamnă iar comunicare. Ca să construiți această relație creativ, stabil, aveți stabilitate, trebuie să învățați să comunicați. Și acest mesager, cavalerul, este un mesager și asul de spade vorbește despre comunicare. Și îndrăgostiți, într-un fel sau altul, reprezintă semnul gemenilor al casei a treia, al comunicării. Deci trebuie să învățați să comunicați. Comunicați diferit, unul și celălalt. Dar aici este provocarea. Vă puteți completa și dacă vreți să creșteți, trebuie să învățați să comunicați cu stil. Da. Balanța să fie mai emoțională, racul să fie mai rațional sau invers. Poate racul are planete în gemeni și da, se poate și invers, viceversa. Ideea este că trebuie să creșteți. Dacă vreți, în primul rând, puteți să colaborați împreună, să construiți împreună. Să vă echilibrați, 4 înseamnă și echilibru mental pentru mine, să vă alchimizați. Dacă știți să alegeți momentul în care, da, aici e un moment de alegeri, când discut emoțional, când discut rațional. Aici este secretul, lecția spirituală, că tot am văzut eremitul. Da, era cu geme. Nu, cu ce am făcut, nu, cu balanță, cu semn. Hai să mai vedem. Racul cu cine era? Cu Scorpiu. Cu Scorpiu. Asta era cu Scorpion. Ok. O dată. De două. Și de trei ori așează-te. Racul Scorpion. Scorpionul uneori poate să... O relație karmică, o relație profundă dintr-o altă viață, care puteți avea abundență, însă deocamdată acum sunteți stresați.
Nu știți cum să manifestați. Cum să alegeți dintre opțiuni. Ia să vedem ce alte mesaje mai vin. Merge un pic cam... Unul dintre voi se stresează foarte mult. Poate chiar a fost și bolnav și a trebuit să așteptați în această relație. Să așteptați eventual să vă întâlniți unii dintre voi. Sau poate că trebuie da... Dacă aveți restricții de circulație, da, cineva circulă, vrea să circule și aveți restricții pentru că înseamnă așteptare, nu, dar am văzut și nouă de bâte la un moment dat. Dacă aveți restricții, bă, noi aici, din cauza COVID-ului trebuie să mai așteptați. Vorbeam de rac cu scorpion. Poate unul dintre voi este bolnav și nu se poate exprima, nu poate să vă arate dragostea. Trece prin niște lecții, nu înseamnă spiritualitate, trece prin niște lecții spirituale. Trebuie să-și înțeleagă niște spade, niște gânduri, niște proiecții mentale, trebuie să le înțeleagă. Și atunci, posibil, unul dintre voi, celălalt trebuie să aștepte. Unul dintre voi trebuie să aștepte. Trebuie să fie precaut, trebuie să fie delicat. Amândoi, și geracul și scorpionul, sunt extrem de sensibili. Se rănesc ușor, pot să și rănească, dar se și rănesc ușor. Mare grijă la felul în care comunicați. Posibil un semn de aer, niște vești neașteptate să vină înspre voi și aceste vești să vă supere un pic. Tocmai că trebuie să așteptați cineva să zică nu poți să faci cu tare lucru, trebuie să aștepți și atunci vă intoxicați, mai ales scorpionii, da, și racii se intoxică, dar mai ales scorpionii se intoxică cu gânduri. Încercați să vă susțineți care sunteți. Încercați să vă susțineți dacă unul are niște situații neplăcute ca să puteți menține sau să puteți să manifestați abundență, stabilitate. Există un personaj cu marcaj în semn de aer. Ce simt? Racul scorpion. Teoretic ar trebui să fiți aici, să vă înțelegeți, să vă intuiți nevoile. Poate că unul dintre voi aveți probleme acasă, în casa din care vă trageți, familia din care vă trageți, părinți, neamuri. Să fie cineva acolo care tulbură apele într-un fel sau altul. Clarificăm nouă de spade. Foarte curios. De obicei nu fac clarificări la asta. Ia uite. Mai dă-mi o carte. Nouă de spade. Există un aventurier în viața unuia dintre voi. Există un aventurier care v-a creat iluzii, șapte de cupe. Da? V-a fermecat într-un fel sau altul și v-a pus la pat, v-a blocat mental. Și în cauza asta, în cuplu, bine, acum poate voi aveți acolo un marcaj, e o aventură, poate între voi doi a fost o aventură, iar asta trebuie să așteptați manifestarea, transformarea acestei relații. Există și varianta asta. Destul de grea atmosfera, nu mai vreau așa ceva, dar cu Mercur retrograd, fiți atenți cum vorbiți, cum vă exprimați, cum călătoriți, că vor apare multe întârzieri. Am zis bine? Da. Uneori nici nu sunt atentă cum vorbesc, mai fac și eu greșeli. Asta e. Sunt om și nici nu îmi controlez foarte mult limbajul. Acum. Racu, ce racu, săgetător. Odată, de două ori, racu, săgetător, de trei ori. Îndrăgostiți. Temperanța, uite, temperanța săgetătorului, varianta superioară și steaua. Frumos, frumos. Însă,
unul dintre voi este mai rece, mai, să zicem, dur, dur din perspectiva celuilalt. Însă încearcă să fie corect. Încearcă. Se dorește un altfel de, o altfel de comunicare emoțională, practică, chiar se dorește comunicarea. Se dorește manifestarea adevărului. Cineva chiar vrea. Probabil unul dintre voi, unul, nu toată lumea, aveți marcaje în semnul vărsătorului, dar nu obligatoriu. Însă, dacă au fost niște trădări, niște situații total neplăcute, manipulări cu magicianul și cu jonglorul, dar vreți adevărul, vreți victorie, vreți să construiți, vreți să oferiți emoții, empatie, vreți să guvernați, să mai bine nu guvernați, să conduceți unul dintre voi, probabil că partea masculină, vrea să conducă această relație îndreptate. Cel puțin așa simt. Există o energie din partea unuia. Așa simt. Simt pentru că și aceste cărți sunt foarte intense și foarte frumoase. Aveți trei arcane majore. Superbă și intensă energie. Trei arcane majore. Gemenii, probabil că aveți acolo marcajul unul dintre voi, temperanța, săgetător și steaua. Probabil că, probabil că. Atracție mare, atracție mare, însă și nevoia de a lua decizii. Chiar dacă sunteți cuplu divin, uneori cuplu divin nu se potrivește și trebuie să se separe, să se vindece, pentru că amândouă cărțile vorbesc despre vindecare, despre iertare și se dorește iertarea. Se dorește construcția într-o nouă direcție, înspre victorie, eliberarea de karmă, da? Eliberarea de manipulări, da? Pentru că a trebuit unul dintre voi să fie puternic în această situație. Însă, central este temperanța, trebuie să aveți răbdare. Dacă vreți să manifestați destinul vostru împreună, steaua, dacă vreți să vă vindecați, steaua, dacă vreți să vă vindecați, temperanța, amândouă, repet, vorbesc despre vindecare. Dacă vreți să vă echilibrați emoțional, aici vorbim de echilibru, da, vorbim, da, de echilibru. Și aici sunt două personaje, da, iar este un duplex, da, masculin, feminin. Trebuie să învățați cu răbdare să vă echilibrați, dacă vreți. Poate pentru unii dintre voi să apară și un personaj sau unul dintre voi să atragă atenția, să fie în public. Da, unul dintre voi să atragă atenția. Unul dintre voi să lucreze în public și atunci apare, să zicem, apar niște situații pe care va trebui cu răbdare să le echilibrați. Rac cu săgetător. Trebuie să aveți speranță, în primul rând, credință. Și posibil, unii dintre voi, nu toată lumea, ori să lucreze la misiunea sa spirituală, să aleagă această misiune spirituală, ori să se conecteze la cineva care vă poate ajuta în cuplu. În cazul în care aveți probleme, depinde de evoluția fiecăruia, variază, variază. Dar am dat câteva mesaje totuși, vedeți și voi cu care cu care rezonați. Este Mercur retrograd. Eu zic să nu luați decizii foarte importante în această perioadă și să vă concentrați pe temperanță. Că așa e bine când e Mercur retrograd, pe echilibrul vostru emoțional, curățenia voastră și fizică, amândouă, iau te, amândouă fac baie. Faceți băi, mai ales racii, dar poate și săgetătorii au planete în scorpion, da? Faceți băi cu plante, vorbiți cu îngerii, cu stelele voastre. Temperați-vă în această perioadă, pe Mercur, adică Geminii sunt guvernați de Mercur și e Mercur retrograd. Gemenii pentru că a apărut cartea lor, chiar dacă vorbim de rac. Dar cine știe astrologie știe că racul de fapt reprezintă zodia gemenilor în astrologia vedică. Rac cu cine era? Cu Capricorn. Rac cu Capricorn. Odată, de două ori, de trei ori. Împăratul
6 de bâte. Nouă de bâte. Ați stagnat în această relație pe care o conștientizați din copilărie. Uite, racul, din copilărie. Simțiți că ați mai fost împreună? Simțiți că e casa 12-a viselor și luna tot așa a viselor, da? Pe de-o parte vă simțiți, v-ați și simțit manipulați, racul, pe de-o parte, iar poate să varieze. Ați vrut să manifestați această relație și n-ați putut din cauza unor secrete, a unor, unei comunicări nepotrivite. S-a stagnat în această relație din niște motive. Motivele au fost creșterea spirituală ca să înțeleagă unul dintre voi să primească inspirația divină. Cum să vină? Cum să vină înspre celălalt? Unul dintre voi a vrut să controleze racul, capricornul, iar poate să varieze, pentru că împăratul poate fi orice zodie. Unul dintre voi a vrut să controleze, are calități de lider, da? Atrage atenție, e victorios, uneori și e narcisist. Dar se pare că și narcisiștii se pot transforma, dar doar prin inspirație divină. Doar în momentul în care suferă și apar amânări. Doar atunci. Uneori, nici atunci. Însă, poate nu a fi fost narcisist, poate a fost doar un mic egoist sau mai mare. Nu contează. Cineva a fost egoist. Cineva nu a vrut să-și arate emoțiile. Și acum când vrea să vină cu victorie, când vrea să vină întâmpinarea partenerului, apar restricțiile. Probabil că a pierdut o ocazie la un moment dat. Acum apar niște restricții. Și poate nu e vorba musai că îi blocați voi. Nu contează ce sunteți, adică pentru mine nu contează, pentru voi contează. Nu știu ce sunteți aici, rac sau capricorn. Unul dintre voi blochează, dar chiar dacă nu blocați voi, poate să blocheze situația politică, da? Nu puteți călători, nu puteți veni înspre celălalt, care o fi aici, din cauza restricțiilor. Pe de-o parte, unul este foarte rănit. Că e racul, că e capricorn și capricornii sunt foarte sensibili, pot fi și ei foarte răniți. Oricum, aveți victorii. Cu 6 de bâte aveți victorii, puteți rezista. Aici este ideea. Aici este victoria. Victoria în sine înseamnă că puteți rezista. Unul rezistă, altul se controlează, amândoi rezistă. Sunteți puternici amândoi și asta vă face victorioși împreună. Acum apar niște blocaje. Da? Niște amânări. Repet, cred că ține de această pandemie. Nu pot să mint pentru că n-am cum. Dacă nu văd, nu văd, dar dacă văd, trebuie să spun. Rac cu vărsător. Rac cu vărsător. O dată, de două ori, de trei ori. Sunt două. Racul vărsător. O aventură? O aventură? Care creează un blocaj mental? Niște secrete? Nopți pierdute? Griji? Din cauza că nu vă înțelegeți emoțiile? O separare? Poate că a fost și la distanță, dar nu obligatoriu. Apare o separare. Turnul, trăsnet. Ia uite, vărsător cu rac. Sincer, nu mi se pare cine știe ce. Evident că ține și de, dacă aveți planete în leu sau eu știu ce alte planete, de sinastria voastră. Însă apar conflictele. Conflictele și mentale și cu cei din jurul vostru. Și apar și secretele. Grijile. Unul dintre voi foarte posibil se lasă manipulat mental sau programat mental. Cineva e îngrijorat și vine altul cu o veste și tot așa adaugă la gânduri. Adaugă la gânduri în loc să-l tempereze. E o nepotrivire de caractere sau de felul în care acționați în viață. Însă, pasiune văd că a fost sau chiar există, cavalerul de bâte. Însă, pasiunile astea sunt trecătoare dacă nu sunt susținute de înțelegere emoțională sau măcar mentală. Dacă nu gândiți la fel, dacă nu vă manifestați emoțional cât de cât asemănător sau potrivit.
Deci, gânduri, obsesii, blocaje mentale. O cușcă mentală, da? Concurență, bătălii. Cineva vrea să vină să se lupte cu... E un conflict aici. Rămâne să-mi spuneți, dar chiar văd un conflict, nu văd altceva. Dacă a fost și cândva vreo pasiune, iar există cuceritorul, cavalerul de bâte. Însă, deocamdată, sunt conflicte. Și 5 și 8 vorbesc despre schimbare. 8 înseamnă transformare totală mentală și 5 înseamnă o abordare creativă. Dacă vreți să fiți, să lucrați împreună, măcar să rămâneți prieteni. Racul peștișorii. Adică răcușorii cu pești. Și răcușoare cu peștișorii. Ok, ok. Mai cician, ok. Mă, dar ce cuceritor sunteți. Care e mai cuceritor ca celălalt? Pasiune apar aici. Pasiune, regina de bute. 3 de monede, împăratul. Amândoi atrageți atenția, ați putea să colaborați împreună, ați putea să creați ceva deosebit, în primul rând ceva creativ, puteți să faceți și bani, da? Domnul este mai în control, mai sobru. Doamna este creativă. Puteți construi împreună, însă trebuie să lăsați în urmă grijile și atitudinea defensivă, trebuie să alegeți. Să alegeți să fiți puternici, nu să stați în răceală. Trebuie să transformați această relație într-o direcție super, super, super pozitivă. Alchimizați. Trebuie să vă alchimizați împreună și să lăsați responsabilitățile din alte direcții care vă distrag atenția. Magicianul. Există cineva care are multă magie, da? Posibil să fie acest cavaler de bâte. Depinde și de pozițiile voastre astrologice, ascendent și ce mai aveți. Unul dintre voi, mai ales domnul, este foarte... El e în control, cum am văzut mai devreme, împăratul. Dar împăratul poate să aibă și el momentele lui de noapte. Nu știu de ce zic eu de noapte, în care să fie foarte aventuros. A fost o aventură pentru unii, sau este, sau puteți... hai să mai zic și altfel. Puteți să explorați lumea împreună, puteți să manifestați această calitate a exploratorului, neapărat. Cavalerul de bâte nu e muza, e playboy, sărăcuțul. Mi-mi plac ăștia cavalerii, că sunt foarte luptători. Pot să cucerească o regină, pot să cucerească dacă vor și sunt ambițioși, pot să îl cucerească chiar pe împărat. Sunt super interesați cavalerii. Însă, doamna e singuratică, singuratică, dar e ok. Ea citește, nu știu ce am zis, citește în ochii vulturului, chiar dacă are ochii acoperiți. Aha, interesant, intuiește, intuitivă. Doamna e foarte intuitivă, nu știu ce semn este, că sunteți pești rac, vă alegeți poziția. Doamna intuitivă, ai frumoasă, atrage atenția, are reușite. Atrage atenția, pentru că e frumoasă, ia roșu, da, ia auto, atrage aceeași personaj. Probabil că are marcaj în semnă de foc, în semnă de pământ. Marcaj, chiar dacă sunteți peștișori, chiar dacă sunteți sărăcușori, da? Marcaj, doamna. E ok, dar nu știu de ce, doamna nu prea se uită la domnul. E cam cu spatele, așa. Se uită la acest vultur, uliu. Cu acest uliu, are un mesager. Are un mesager spiritual, un mesager care vine din alte dimensiuni cu care comunică. Dar afară de aceste momente de discuții, are multe reușite. Stabilă, financiar, în principiu. Fiecare își consideră sau reconsideră stabilitatea în funcție de ce vrea el. Însă puteți manifesta, repet, puteți manifesta ceva, chiar dacă, da, există magicianul, manipulatorul și cavalerul, playboy-ul. Posibil, dacă s-a întâmplat așa ceva, doamna preferă să fie singură. Însă, repet, aveți potențial. Aveți potențial de creștere. Eventual, dacă cineva rămâne în atitudinea asta, că o fi pește, că o fi rac, nu e treaba mea să vă găsesc poziția, este a voastră. Doamna, aceeași doamnă, se duce într-o altă direcție. Împăratul poate să fie cu tot o altă persoană.
mai pământean cu care poate să construiască ceva și să lase în urmă grijile, o atitudine defensivă obligată de situație, că n-ai cum să fie altfel când ești tratat așa, prea jucăuș. V-am dat deja două mesaje sau câte v-am dat. Dar am zis, dacă vreți să manifestați ceva deosebit, puteți explora, puteți călători împreună. Asta e un călător prin lume. Puteți călători foarte mult împreună, puteți avea succes. Noi, calea, da, e casa nouă a călătorilor. Însă, depinde de voi. Totul depinde de ce alegeți, dar, repet, este Mercur retrograd, nu alegeți acum, pentru că vă alegeți cu dezamăgiri. Dacă alegeți acum să mergeți în aventură, din experiență vă zic, rămâneți cu un gust amar. Cam atât deocamdată. Sper că n-am sărit nicio zodie. Vă pup, drăguțiilor, drăguților și drăguțelor. Aștept să-mi scrieți dacă ați rezonat, dacă n-ați rezonat, no problem. E o etalare colectivă, sunteți în multe grupuri, nu mă pot conecta la toți. Din trei cărți, într-un timp așa de scurt, nu pot să le spun pe toate. Nici dacă aș vrea, n-aș avea timp. Cam atât, frumoșilor. Ciao, ciao. Numai bine. Pa!